Povestea pe care Dumnezeu are cu viața noastră nu se sfârșește doar la faptul că am fost răscumpărați. Povestea merge mai departe pentru generațiile care vin. Și ceea ce facem noi și ceea ce face Dumnezeu cu viața noastră în ziua de astăzi, ceea ce Dumnezeu a făcut cu Naomi, ceea ce Dumnezeu a făcut cu Rut, n-a făcut doar pentru ele și n-a schimbat doar viața lor și starea lor doar pentru ele, ci a schimbat-o pentru viitor. Ea avea viitorul în mână.